Și începe meciul. Așadar, Gloria Concordia Chiajna, aruncarea de la margine. Concordia. Oh, și iată, este gol. Gol în crâng. Gloria Buzău deschide scorul prin Adi Chică Roșă. Ce greșeală face Alex Costache, portarul Concordiei Chiajna. O gafă monumentală. 1-0 pentru Gloria Buzău. Adi Chică Roșă deschide scorul pentru echipa lui Ilie Stan după o gafă uluitoare. Aproape că a dormit Alex Costache, nu s-a trezit, deși meciul a fost amânat cu o oră. Încă nu s-a trezit portarul lui Florin Bratu. A dus, iată, încă o dată gafa uluitoare a portarului de la Chiajna, Alex Costache. Nu este în stare să degajeze acolo și îi permite lui Adi Chică Roșă să marcheze, iată, și dintr-un alt unghi. Florin Borța a blocat, aruncă repede de la margine. Borța, Lulacu așteaptă în marginea careului. Lulacu, gol! 1-1, Concordia Chiajna egalează prin Azdren Lulacu. Albanezul Azdren Lulacu înscrie așadar acest gol. Sunt șanse mari ca Azdren Lulacu să fie din nou golgeter în România, chiar și în Liga a doua, atâta vreme cât el a fost golgeter în Liga a întâi. Foarte bun jucător, dar trupa lui Bratu ia un punct și mai are mult de lucrat, după cum a arătat astăzi Concordia Chiajna, pentru a se gândi la promovare. 1-1 se termină, Gloria Buzău, Concordia Chiajna.